diesel foarte... Trage și foarte bine. Îmi place dieselul, mai dă și frumos. În principiu, unde-i lume și putere, nu? Băi, nu-și face soft că pică mașina, băi... Pică aia... Nu e... Băi, lasă-mă că puteți spor că am avut el pe CTC și nu mai făcea nimic. O mașină cu lui niciodată. Ca pe femeie, nu? Exact. Îți trebuie mai mult timp. Câteodată poate să dea cu tine de păreți. Dădeam pedala și... și după aia... Salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog. Este un vlog special deoarece este un vlog în deplasare. Tocmai ce am avut un eveniment la Târgu Jiu cu formația de muzică ușoară pe care, dacă vreți să o căutați, se numește Bunghi Band. Și vorbeam cu niște băieți din Târgu Jiu, de fapt din Motru, nu e Motru, exact. Motru. Și am zis că dacă tot ajung aici, destul de aproape de Motru, haideți să ne vedem să facem un car review. Dar până să ajungem la acest car review, te-aș vrea să dai un like, un share și un subscribe, fiindcă doar prin acest mod putem să găsim proprietari și la distanță care vor să-ți prezinte mașina la noi pe canal. Sunt aici împreună cu Cătălin Gonciulea, așa te găsim și pe Instagram, nu? Exact. Și cu Happy Lex 24. Happy Lex 24. De fapt eu cu tine am vorbit și tu mi-ai făcut legătura cu Cătălin. Spune-mi ce mașină m-am urcat. Este un Seat? Este un Seat Leon FR din 2007, pachet aero, FR aero. Ce înseamnă pachet aero? Cred că are bara diferită? Bara diferită față-spate, evacuare dublă inox. Evacuarea face toți banii, băi, de toți banii evacuarea, chiar arată foarte... Deci foarte bine, foarte are un sut mai diferit față de celelalte. Este diesel? Da, diesel, motor de 2000, 140 de cai, tot motor BKT, soft făcut în Franța la 170 de cai, EGR off plus turbină hibridă. Și ai adus ceva modificat ca să faci... să-i scoți puterea asta pe care... Da, 270 de cai. Este făcut în Franța. Din câte știu, sunt și motorizări care dezvoltă ele din fabrică, 170 de cai, nu știu exact cum... Da, BMW-ul care e cu filtru de particule, este fără filtru de particule. Fără filtru. Un avantaj, zic eu. Un avantaj mult mai bun. Hai că... BKT-ul e cel mai fiabil motor de 2000. Da? Da. Majoritatea îl folosesc la curse. Cei care fac curse, 2000 BKT-ul e cel mai eficient. Adică suportă mulți cai, nu? Da, peste 400 de cai. Cu internet stock? Nu. Mai modifici o turbină și eu. Exact, stage 3. Am înțeles. Cum ai zis să cumperi Seat? De ce ai mers pe varianta asta? De ce ai mers pe diesel și ne-ai mers pe, nu știu, pe diesel? Pe benzină, scuze. Nu am mers pe benzină pentru că îmi place mai mult dieselul. Îți place cuplu, nu? Cuplu foarte, un consum mai mic. Poți să modifici mult mai ușor. Dar și benzina, dacă e turbo, să știi că se modifică destul de ușor. Da, exact. Poți să umbli la parametri acolo, la presiune turbină, adică poți să mai... Îmi place dieselul că mai dă și frumos și un pic. Aaaa, deci în principiu, unde-i fume și putere, nu? N-avem putere. La benzină e nașpa, că dă fum albastru. Și la, papă ulei. Papă ulei, cam la sol. Ce are așa mai special mașina? Ce dotări are? Bă, că ai climbul pe două zone. Da, dublu climatoric. Ai scaune încălzite? Nu-mi dau seama la Seat niciodată. Scaune încălzite nu, din păcate. Unde ar trebui să fie? Aici, nu? Aici, da. Erau bune pe timp de iarnă, dar... Da, dar dacă n-ai tăpțele din piele, adică nu cred că te... Nu. Te curcă foarte mult, zic așa. Era bun, dar... Senzor de parcare, spate... Foarte tare. Pilot automat. Volanul de fer. Volanul fer, schimbător fer. Chiar foarte tare. Comers pe volan. Nu știu dacă ai văzut clipul, că eu am mai făcut cu un Seat tot la fel FR, tot cât din 2008, și spuneam că mie îmi place mai mult Seatul decât Golful. Dacă mai pune acum să leg între Seat și Golf, pe Seat aș merge, mi se pare mai tineresc. Exact, și o mașină tinerească, o recomand celor care vor să o ia. Chiar mi se pare, chiar așa, cu consola asta așa de bord mai ciudățică, nu e chiar foarte... Și impunătoare așa în față. E mai mare, într-adevăr. Și îmi spuneai despre turometru din mijloc. Cred că și l-am meritat mai, adică câte mașini mai au turometru? Ceva gen motocicletă. Exact, da? Foarte tare. Spune-mi ce modificare ai mașinii, ai mai umblat în afară de putere și la altceva? Până acum, în momentul de față, nu, urmează pe viitor, vreau să-i fac stage 2. La ce putere? Staturi peste 220 de cai. Peste 220 de cai? Da. Ei măsura pe undeva să vezi că și acum ai 70? Vreau să o pun pe Daim, la Slatina. Ia să-i dăm puțin acum, să depășim. Ești nebun. Da, stai că e... Am dat dracul, e cu frânt. Da, e foarte bine. Deci chiar... că... Stăm bine pe curbe, dar... mai ales că are volanul e foarte ușor, are direcție electronică. Și electronică, da, și suspensie sport. Probabil se întărește. Pe 17. Janele pe 17? Da. Mi s-a părut destul de, și mi se pare încă destul de rigidă. Ai ceva modificabil la suspensie? Nu, nu. Nu? Așa vine stoc? Da. E destul de rigidă, adică stă bine pe curbe, dar când dai într-o groapă ceva... Se simte foarte... Se simte, da, că ai luat-o. Da, e o mașină foarte, foarte faină. Pentru cine ai recomanda-o așa? Nu știu dacă... Aș recomanda-o pentru tineri. Da. Pentru tineri. Începător? Ai zice că e bună pentru începător? Începător e cam puternic pentru începător. Cred că varianta stop de 140 de cai e suficient de potentă pentru începător. Stăm așa, fiindcă românul tot timpul întreabă despre consum. Cât consumă mașina asta, nu știu, Motru, chiar dacă nu e oraș foarte mare, și cât consumă mașina asta la drum lung? Motru consumă în jur de 8,5, așa, mers agresiv. La drum... Cred că destul de agresiv, dacă Motru ți-a 8,5. Da, și la drum întins 5,5, 5,6. Da, uite, de asta e bun dieselul, la drum lung scoate un consum de ok, cât e de în gură, tot 5,56 scoate. E, la benzină? Da, pentru că sunt 6 trip, de la 130 la 140, am 2000 și 130. Cred că cam așa am și eu la mea, dar să mă gândesc că bine, a mea e benzină și de asta are mai multe ture. Dar să mă gândesc că are diferența de obicei între 5 trepte și 6 trepte. Mie chiar mi se pare o putere de trepte în 5 trepte mai bună în oraș. Fie că ai treptele mai lungi și nu schimbi atât de des. Când, dacă ai merge că am București și sunt treptele care trebuie să dai 1, 2, 3, 4 probabil. Ei, eu merg 1, 2, 4, 3. Ar fi de preferabil mai bine o cutie automată, clar, dar să nu stai toată ziua să schimbi. Pe varianta asta mi se pare că vine cu DSG. Da, e și, da, este, da. Te-ai gândit vreodată să, nu știu, la cutie automată? A fost în plan? Da, m-am gândit, dar să merg tot pe manual. E mai ușor de intențiu. Da, mult mai ușor. Și dacă pică, da, nu prea pică. Am înțeles că sunt printre cele mai bune cutii automate. Cele mai rapide, într-adevăr, de fapt ai două ambreiaje care lucrează împreună. Mai la întâia e deja de a doua pregătită. În schimb, când a picat ceva... Dacă al Daniel. Da, să știi că trage și cred că trage la fel de bine ca BMW-ul meu. Și al meu are 170 de cai, dar asta mi se pare că are cucul în plus. Asta e feeling-ul la diesel. Știi ce îmi place foarte mult la ea? Răspunde imediat la pedală. Deci n-are... Turbolac? N-are deloc. Cum a fost și setul. Pe probabil și două ture, adică îi dai ture, îi dai 3000 de ture, normal că deja la 3000 de ture are presiune turbină. Da, dar vreau să zic când e încărcată turbina la 2000 și ceva, imediat răspunde. Am mers cu alte mașini și au un lag. Da, așa am avut un E39 diesel și avea lag, adică dădeam pedala și și după aia bubuia, adică avea zbucul ăla. Dar nu știu asta, probabil e turbină cu geometrie variabilă, că nu cred că la 140 de cai mai e cu geometrie fixă, 100%. Da. Plus că e hibridă, au urmărit paleții în ea, e alezată în interior și dezvoltă mai multă presiune. Sfătuiești oamenii să facă soft, că multă lume spune, băi, nu face soft că pică mașina, băi, pică aia. Nu e adevărat, dacă faci un soft undeva la o firmă bună, chiar duce mașina tare. Să nu o exagerezi. Probabil asta e, că după ce ți-ai făcut soft începi să abuzezi de mașină. De drept, nu stage 1, chiar nu îi faci nicio problemă. Dacă te duci cu stage 3, atunci pică. Probabil la... Încep să pice multe. La stage nu se umblă doar puțin la parametru, la presiunea turbină, cred? Da. La injecție? La injecție, da. Se face din totul necalculat. Dar nu modifici mare chestie la parametrii de funcționare a mașinii, zic așa. Dacă ar fi să cumperi o mașină asta de nouă, să ai ocazia să-ți cumpere un Seat ca asta, să zicem, în 2019, acum se mai fabrică varianta asta, ce notare îi pune, ce îți lipsește de pe mașina asta? Ce îi pune? Un buton sport. Băi, lasă-mă cu buton sport, că am avut el pe CTC și nu mi-a făcea nimic. Buton sport, de ce? Un buton sport... Să ai două mape de putere sau cum? Da, două mape de putere. Una să am pentru un oraș, să fie așa mai... Light? Da, așa. Și când plec la drum întins, să dau pe sport și să... Dar cred că poți să faci treaba asta destul de ușor. Da, cred că poți să-i fac și la asta. Poți să pui un power box din ăla sau nu știu cum se numește, și când apeși buton... Da. dar cred că se pare că powerbox-ul cumva simulează. Am văzut chiar la vreun vlog, nu știu dacă îl urmărești, un dispozitiv care se pune pe pedala de accelerație și automat... Montat la injecție. Nu ajungi până la injecție și atunci când apeși pedala și e pe sport, îți ia mai mult, adică tu apeși 20%, dar ea gândește ca și că e electronică pedala, nu mai e... Și ți-e dă doar impresia că ai mult, că n-ai două mape de putere, dar așa aveam pe Opel. Aveam butonul la sport care muta pe DigiSport, pentru toți haterii care se fac treaba asta. Și am uitat să specific la ea, o gris pliabil electric. Da? Foarte tare. Da. Și funcționează, că a mea nu mai funcționează. Funcționează. Da? Foarte tare. Și am văzut chestia asta cu ștergătoarele. Stopuri LED pe spatele alea. Ia dai puțin cu ștergătoarele, că e o fază foarte tare la Seat. Sunt invers, frate. Da, stau tot timpul deschis. Dar cred că e foarte tare, nu sunt scutite acolo de zăpadă. O să vedem la iarnă. A, de cât timp ai așa? De 3 săptămâni. A, ești prost pe posesor, nu știam treaba asta. Păi încă nu te-ai obișnuit așa cu ea, sau poți spui că o cunoști? Nu o cunosc așa bine. Știi. O mașină cu lui niciodată. Ca pe femeie, nu? Exact. Îți trebuie mai mult timp. Câteodată poate să dea cu tine de pereți. Ca să înțelegi. Băi, așa că, ca prima impresie și ca impresie generală, mi se pare o mașină super tare, o mașină super tinerească, o mașină care are cup holder. De obicei, când mă urc pe mașină și n-ai unde să pui băutura, mi se pare, bă, dă-o în pana ale mașinii. Și mai am și aici două. Da? Asta e cutia, nu e originală. Nu, e. Tu ai pus-o, nu? Da, eu am pus. Bă, dar nu, n-aș fi zis, uite acum că ai ridicat-o. Dar zici că e original. În piele, nu? Da, e în piele. Foarte tare, chiar arată foarte bine, cumva se aseamănă așa cu bordul. E o mașină foarte tinerească și eu o recomand cu mai mare drag decât un Golf, pe care îl vedem tot timpul pe stradă și deja a început să fie destul de plictisor Golful. Chiar dacă unele Golfuri arată bine, o să vezi la mine pe canal niște Golfuri care au reușit să iasă așa din anonimatul ăsta al mașinii. Mersi mult pentru timpul acordat. Mare plăcere mea. Mersi mult că mi-ai făcut cunoștință cu Cătălin. Pe Cătălin găsiți aici, pe Happy Lex 24 găsiți acolo, o să vă las link-urile în descriere la Instagram-urile lor. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să dai un like, un share și un subscribe, fiindcă doar așa ne putem strânge cât mai mult pe acest canal și doar așa putem să găsim proprietari și la distanță, cum am găsit acum, care vor să-și prezinte mașina la noi pe canal. Pe mine am găsit și merită toți banii MTB pe Instagram. Până data viitoare, toate cele bune! Pa, pa! Pa, pa!